Mișcarea Înseamnă Sănătate, pe acest principiu merge și jandarmerița Simona Floricel, care practică de câțiva ani buni atletismul. Odată cu acest hobby, Simona și-a impus faptul că poate mai mult și astfel s-a hotărât să participe la concursuri de specialitate. Pentru mine, sportul a devenit o necesitate și un mod de viață și nu cred că am să renunț la sport atâta timp cât sunt sănătoasă și atâta timp cât pot să-l fac și îmi permite timpul sau pot să aloc timp sportului. Poate că o oră pe zi nu este chiar atât de mult pentru sport. Cu multă muncă și determinare, atleta și-a adăugat în palmares numeroase titluri. Cel mai recent a fost înregistrat la campionatul național de masters în aer liber din perioada 24-25 august. Competiția găzduită de stadionul Iolanda Balas din București a adunat la start sportivi din întreaga țară. Am participat la o probă de 800 de metri și la o probă de 1500 de metri. În ziua de sâmbătă, 1500 de metri, m-am clasat pe poziția 4-a. Iar a doua zi, duminică, a fost o probă pentru care m-am pregătit, am obținut locul 3 cu un timp de 2 minute și 56 de secunde. Duminică, slătineanca va lua parte la o nouă ediție a competiției Maratonul Olteniei. Simona va avea de parcurs un traseu de 21 de kilometri extrem de dificil, cu urcări și coborâri, de la care și-a propus să cucerească o nouă medalie. Anul trecut, atleta de la CSM Slatina a obținut medalie de bronz la acest maraton.